evaluare privind organizarea examenelor de certificare a calificărilor profesionale din învățământul profesional și tehnic. Scopul conferinței de astăzi este acela de a vă anunța că ieri, 11 februarie, Ministerul Educației și Cercetării a lansat campania Meseria face diferența. Vă anunț cu mândrie și bucurie că de data aceasta am luat-o un pic înaintea Ministerului Educației și noi am, acum o lună chiar, am lansat un proiect care se intitulează Caravana Meserilor. Și am să încerc să vă spun în câteva cuvinte în ce constă acest proiect. Proiect pe care l-am lucrat împreună cu instituția prefectului, cu operatorii economici și, evident, cu unitățile școlare din județul Francia. Campania se va încheia pe 11 martie, zi care este intitulată sau denumită Ziua Națională a Meserilor. Care este scopul acestei campanii? Prezentarea celor mai relevante meserii în care se pot forma absolvenții claselor a 8-a din județul acesta. Săptămânal, Ministerul Educației și Cercetării și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic vor prezenta meseriile care fac diferența. Anunț pe această cale că materialele pot fi vizibile pe site-ul alegedrumul.ro și edu.ro. Legat de această acțiune, ce vă spuneam că Inspectoratul Școlar Francia deja a lansat acest proiect intitulat Caravana Meserilor. Ce vrem să facem noi? În primul rând, vom merge din școală în școală, o să începem cu școlile din județ, să prezentăm părinților și copiilor care sunt domeniile și care sunt meseriile pe care le pot studia copiii în județul nostru și, nu în ultimul rând, ne propunem să încercăm să schimbăm puțin mentalitatea părinților legat de școala profesională și învățământul dual. După cum bine știți, această formă de învățământ, învățământul dual, a fost lansat în 2017-2018, inițial cu în jur de 2600 de elevi. Acum s-a dublat numărul elevilor care urmează această formă de învățământ la nivel de țară. Și aș preciza că la nivelul județului Francia, acesta este un punct slab, pentru că noi nu am reușit să realizăm o clasă măcar de învățământ dual. Asta pentru că, probabil, eu știu, nu am lucrat suficient de mult în promovarea acestei forme de învățământ. Deci, în primul și în primul rând, vrem să promovăm învățământul dual. Totodată, cred că nu putem să rămânem nepăsători la evoluția tehnologică din ultimii ani. Deci, elevii și părinții trebuie informați așa încât să poată urma un traseu educațional corect. Mă gândeam că vedeți dumneavoastră de foarte mulți ani învățământul românesc promovează rezultatele olimpiadelor, în principal rezultatele olimpiadelor la matematică, limba română, engleză și așa mai departe. Și n-am reușit
să promovăm și talentul și calitățile pe care le pot avea copiii în multe alte domenii. Din punctul meu de vedere, un copil talentat la dans, de exemplu, este la fel de valoros ca și un copil olimpic la matematică. Deci, în primul rând, ăsta este scopul. Doamna ministru ne-a rugat să promovăm această campanie de promovare a meserilor. După cum bine știți, revin acum la ideea de promovare a acestei forme de învățământ. După cum bine știți, la nivelul județului Francea este în derulare și proiectul CRED. Dumneavoastră în presă ați promovat, ați mai aflat despre el. Proiect care urmărește pregătirea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial în vederea pregătirii elevilor vizând cele 8 competențe cheie cerute la nivel european. Dintre cele 8 competențe cheie, probabil că vi s-a mai vorbit, pentru mine foarte importante sunt competențele STEM și cele antreprenoriale. Prin urmare, noi urmărim să ne pregătim colegii așa încât, în momentul în care dumnealor ajung în fața elevilor, să poată prezenta materia urmărind dezvoltarea acestor competențe cheie. Despre competența STEM, știm că este vorba de științe, tehnologii, inginerie și matematică, așa încât dumnealor să prezinte aceste materii pe baza unor aplicații desprinse din realitate. Poate în felul acesta reușim să facem mai atractive aceste obiecte. Tot despre acest proiect, cred, o să vă spun că sunt unul dintre formatorii grupelor de matematică. Deja am terminat cu o grupă. A fost o reală plăcere să lucrez cu dumnealor. Am lansat a doua grupă, care a început săptămâna trecută. Repet, încercăm o altă abordare a modalității, sau o altă abordare a predării, nu numai matematici, sigur că noi avem formatori la nivel de județ pe toate disciplinele. Totodată, de când am venit la inspectorat, am încercat să lansez o pagină de Facebook a instituției, unde încercăm să promovăm activitățile desfășurate de colegii noștri în oraș și în județ. Am gândit că este poate o modalitate mai rapidă și de a accesa informațiile necesare colegilor noștri și chiar părinților și elevilor legate de concursuri, de admitere, de tot ce putem promova noi. Sigur, ce ne-am propus eu? Cât mai multă transparență din partea inspectoratului școlar. Ce mi-am mai propus? O colaborare atât cu elevii, părinții și cu dumneavoastră presa, așa încât să putem promova și ce este bun în județul nostru, pentru că țin să subliniez, sunt foarte multe activități de calitate realizate de elevii din județul ăsta și de profesori de la noi. Luați-o, dacă vreți, ca o rugăminte către dumneavoastră să încercăm să promovăm ce este bun, frumos și de calitate în școala Prânceană. Eu asta am vrut să vă spun.
un singur aspect întrebări de la